Bun găsit la emisiunea Frontul. Bombardamentele forțelor ruse asupra zonelor civile continuă în orașul Mykolaiv din sudul Ucrainei. Într-o singură zi, în atacurile cu rachete, două persoane și-au pierdut viața, iar 20 au fost rănite, inclusiv doi copii. Zeci de apartamente au fost distruse, trei case avariate, dar și o facilitate industrială. În est, 10.000 de oameni sunt blocați în orașul Severodonetsk, unde sunt cele mai grele lupte. Separatiștii din Luhansk anunță redeschiderea coridoarelor umanitare pentru sutele de civili care se adăpostesc în uzina chimică Azot. Iar Statele Unite anunță un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina în valoare de $1 miliard, care va consta în obuziere, blindate, baterii antinavă și muniție. Acestui demers se alătură și alte state europene. Iar președinții României și Franței, cancelarul Germaniei și premierul Italiei au discutat la Kiev cu președintele Ucrainei noi modalități de a ajuta această țară în lupta sa pentru libertate. Comisia Europeană a anunțat că sprijină acordarea statutului de candidate la aderarea la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina. Despre situația de pe frontul de sud din Ucraina vom discuta în exclusivitate cu primarul orașului Mykolaiv. Iar în studio alături de mine este generalul de brigadă în rezervă Marius Crăciun, fost comandant al componentei de operații speciale din Armata Română. Bună seara, domnule general, bine ați venit la emisiunea Frontul. Seara română și mulțumesc pentru invitație. Suntem în legătură directă prin Skype cu primarul orașului Mykolaiv din sudul Ucrainei, așa cum spuneam, oraș atacat frecvent de forțele ruse, oraș care a reușit să blocheze practic înaintarea militarilor ruși către Odessa. Mayor Alexander Senkevich, welcome to our TV program. Alexander Senkevich, bine ați venit la Mykolaiv în martie. I saw the horrific bombardments of Russian forces. Și am văzut a fost rezultatul bombardamentelor dezastruoase ale rușilor asupra zonei. Am observat că din nou Mykolaiv a fost lovit astăzi azi. Thank you, studio, for invitation. Da, first of all, that were primul rând, three missiles, au fost trei rachete ghidate care au lovit câteva regiuni din oraș și exact așa cum ați menționat anterior, două persoane au fost ucise și în jur de 20 de cetățeni au fost răniți. Însă, de asemenea, 20 de clădiri imobile, majoritatea lor blocuri de cu apartament rezidențiale, au fost de asemenea lovite sau parțial distruse. Noi putem să vă spunem că simțim bombardamentele aproape zilnic. Linia frontului este la doar 30 de kilometri de oraș, așadar există dueluri de artilerie aproape zilnic. Însă aceste trei rachete au fost lansate, credem noi, din zona Mării Negre, de pe nave maritime de război. Acum lucrăm ca să vedem care a fost mai exact locul de lansare. Russian forces heavily attacked the town of Rusești au atacat foarte puternic orașul Mykolaiv cu rachete și artilerie. Ce ne puteți spune despre armele ilegale folosite de către Rusia? Mă refer la bombe cu dispersie aici. Încă din prima zi a acestui război, aproape în fiecare zi ne bombardează cu diverse tipuri de armament. Dar aș putea spune că peste 90% din bombardamente sunt realizate cu bombe cu dispersie ilegale. Acestea pot distruge clădiri, pot distruge mașini sau vehicule armate, însă cauzează și foarte multe victime între civili, distrugând mașini, distrugând de asemenea ceea ce numim noi ținte soft. Deja am învățat cetățenii că dacă ei văd sau aud explozii în cer, au 20 de secunde la dispoziție să se ascundă, altfel vor muri din cauza bombelor cu dispersie. We heard and saw
auzit și am văzut imagini teribile cu acest război în diverse locuri din jurul Kievului, în Mariupol. S-au descoperit crime de război în regiunea Mykolaiv. Există investigații în decurs în momentul de față, în desfășurare? Da, în jurul orașului avem sate care au fost anterior ocupate de către trupele rusești și de unde s-au retras. Forțele noastre armate au înregistrat aceste crime de război. Vă putem spune că au violat femei, chiar și femei în vârstă, fură orice formă de utilități, casnice, frigidere, televizoare, dar ce este cel mai grav este că omoară indiscriminatoriu civili și apoi, știind că este în regulă, încearcă să ascundă acest lucru și dovezile asupra acestor crime, încercând să le îngroape, dar noi le căutăm, înregistrăm și găsim aceste dovezi, iar apoi trimitem aceste dovezi serviciilor internaționale care se ocupă sau sunt abilitate în a se ocupa de aceste puncte. În oraș, slavă Domnului că suntem în regulă pe acest punct până acum. Orașul dumneavoastră a suferit din plin din cauza unor bombardamente grele. Care sunt orașele care sunt cu nevoia cea mai mare în acest moment? Să spunem că în prima lună orașul nostru a fost aproape încercuit, să spunem în jur de două treimi au fost încercuiți, apoi forțele noastre au început o contraofensivă și am împins forțele de ocupație rusească până în regiunea Herson. Acum avem drumuri deschise către Kiev, sunt pe diverse direcții, dar spre Herson drumul este închis. Avem capacitatea de a aduce alimente și medicamente în oraș, însă principala problemă pe care cu care ne confruntăm este că rezerva și sursa de apă potabilă este precară, pentru că sursa noastră principală era în regiunea Herson de la fluviul Dnipro, la 75 de kilometri de mare. Dar acum această apă o curățăm, dar nu putem să curățăm atât de bine apa și apa din aceste conducte din sistem este destul de sărată. Principala problemă este că trebuie să le aducem apă potabilă cetățenilor de la tancuri, de la mașini, din diverse cisterne și vă putem spune că avem în momentul de față în oraș mai sunt doar 230.000 de cetățeni. You are a mayor in wartime. You always carry a gun with you. How is your daily life always in danger? La brâu. Cum vă simțiți cu viața dumneavoastră fiind tot timpul în pericol? Știți, familia mea este departe de acest loc, deci eu sunt ok cu pericolul reprezentat de acest război la nivel personal. Deci am avut timp să mă pregătesc, să iau cursuri vis-a-vis de cum să folosesc o armă, diferite tipuri de arme. Deci, ideea este că practic în fiecare zi aceea simt. După ce îi bombardează noaptea, noi reparăm ziua, rețelele de transport public, apă potabilă, gaz, electricitate. Azi dimineață la ora 7 am avut acest bombardament și vă pot spune că la ora 1 în miezul zilei deja rețelele de gaz, electricitate și drumul în sine a fost deschis pentru transport public. Oficialii ucrainieni sunt țintiți de către forțele rusești. Ați primit mesaje sau au încercat vreun atentat la adresa dumneavoastră? Da, la începutul războiului am primit foarte multe mesaje prin rețele de tip WhatsApp, Telegram, prin care îmi trimiteau mesaje prin care spuneau să renunț, pentru că astfel îmi
voi salva orașul și îmi voi salva viața. Eu le-am spus că sunt gata să negociez cu ei că prețul pentru sursa lor militară, pentru tancurile lor. Dar, lăsând gluma la o parte, principalele persoane care scriu aceste mesaje, ei nu înțeleg un lucru. Ucraina nu este Rusia. Și doar pentru că primarul a renunțat, nu înseamnă că cetățenii orașului vor renunța. Noi avem democrație aici. Primarul este o persoană care poate fi dată jos de către oameni dacă astfel lucruri au loc. A fost, de exemplu, un alt primar care i s-ar cere să renunțe. Cred că oamenii îl pot demite mai degrabă decât să renunțe. This is in a democratic country, da, asta se întâmplă într-o țară democratică. Ukrainian forces forțele heroic the city ucrainiene as well, the entire region. Apără eroic nu doar orașul, ci și întreaga regiune. Ce ne puteți spune despre nevoile acestor forțe? Vă pot spune că ne trebuie artilerie cu o rază de acțiune lungă, pentru că noi suntem în jur de 30 de kilometri de linia frontului și nu pot merge mai departe, pentru că altfel intră în rază și vor deveni ținte pentru artileria rusească. Deci, poate într-o lună sau 5 săptămâni avem garanția cam în același loc, se mișcă un pic în față, în spate, dar este oarecum stabilă. Așadar, pe măsură ce vom primi artilerie cu rază de acțiune lungă, vom putea monta linia frontului în față și vom putea merge către zona Herson să eliberăm acel teritoriu de sub ocupația rusească. Așa cum bine știm, în Herson lucrurile sunt foarte, foarte grave. Oamenii nu au medicamente, nu au nevoile de bază asigurate. Cetățenii încearcă să fugă, dar rușii au blocat orice cale de a evada pentru cetățeni de rând. How many people in Mykolaiv in the city? Câți oameni mai sunt au rămas în Mykolaiv? Less than half. Mai puțin de jumătate, de la jumătate de milion cât aveam înainte de a începe război, mai sunt 230.000 de cetățeni. Asta am descoperit noi după colectarea deșeurilor. Mayor Senkevich, thank you so much for the interview. Mayor Senkevich, vă mulțumim foarte mult pentru interviu. Ucraina este atât de curajoasă și vă sprijinim din plin lupta noastră pentru libertate. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumim pentru sprijinul vostru. Mulțumim, domnule. Domnule general Crăciun, am văzut mărturia primarului orașului Mykolaiv, un oraș care a reușit să oprească ofensiva terestră rusească în sudul Ucrainei, un oraș care este permanent atacat din prima zi de război, un oraș care nu are, iată, în continuare apă potabilă, sunt anumite locuri în care administrația, primăria vine cu cisterne și oamenii iau cu sticlele, cu tot ce au, cu bidoane, apă pentru a putea supraviețui. Da, e un oraș aflat la contact, un oraș care este bombardat zilnic, unul din multele orașe bombardate zilnic, pentru că trebuie să spunem că asta este specialitatea armatei ruse și în secolul 21, nu numai în secolul 20, foarte multă artilerie și, în general, artilerie de mai puțină precizie, care nu discriminează. Ne uităm la armatele moderne care folosesc sisteme de armament precise și care dau lovituri de precizie asupra unor ținte într-adevăr importante și vedem stilul rusesc, tăvălugul de foc, trag cu artileria, folosesc muniție cu submuniții, cluster bombs de care spuneți și multe alte muniții care în general nu sunt acceptate sau sunt interzise de convențiile internaționale, însă rușilor nu le pasă, nu respectă nimic din convențiile internaționale, din convenția de la Haga privind prizonierii de război. Ne uităm la ce s-a întâmplat în Bucea și în alte localități și ne închipuim că ăsta nu e decât vârful icebergului, pentru că pe măsură ce timpul va trece vor fi tot mai multe mărturii, tot mai multe filmulețe, tot mai multe interceptări, tot mai multe cadavre descoperite și într-un târziu, cu o muncă uriașă, probabil că Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană, vor avea o imagine mai clară cu
gradul și pierderile suferite de ucraineni. Pentru că vorbeam de aceste bombe cu dispersie, să explicăm telespectatorilor de ce sunt... Toate bombele sunt periculoase, dar acestea fac ravagii mult mai mari, se întind pe o suprafață mult mai mare. Ce nenorocire lasă în urmă o astfel de bombă? Da, din fericire nu le-am văzut de aproape, însă am citit despre ele. Noi nu avem în dotare așa ceva. Sunt, închipuiți-vă, niște proiectile care zboară prin aer, o rachetă, la care se deschid niște capace și în aer, deasupra unei ținte de suprafață, sunt dispersate sute de bombițe de mărimea unei grenade antiinfanterie, o grenadă de mână, care fie la o anumită înălțime, fie la contactul cu solul, fac explozie. Și asta poate distruge sau poate nimici forța vie, umană, animală, pe o rază foarte mare, dacă respectiva forță vie nu este adăpostită. Am văzut când am fost în luna martie în Mykolaiv rachete Uragan, rachete Grad, erau în zone civile, în zone de blocuri, în zone de case. Acolo se înregistrează aproape zilnic morți și răniți. E o zonă destul de periculoasă. Nu e de neînțeles cum acționează forțele ruse, cum lovesc aceste zone civile cu astfel de arme. Practic, ei de multe ori nu se războiesc cu armata ucraineană, ci cu populația civilă. Exact. Cred că e și un plan ascuns de a izgoni populația din anumite zone, în general din zonele ocupate până acum de ruși, în mod deosebit populația de origine, adică populația ucraineană, că mai sunt vorbitorii de rusă, care unii sunt atrași și rămân, alții nu. Uitați-vă și la exemplu folosit și dat de dumneavoastră cu primarul. A fost atras la colaborare de la începutul conflictului sau încă dinainte de a începe conflictul. Și nu este singurul exemplu. Așa și a refuzat categoric. A refuzat categoric. Dar așa au reușit rușii să ocupe peninsula Crimeea cu 8 ani. I-au cumpărat pe unii, alți comandanți militari ucraineni care au trădat și s-au trezit într-o dimineață, ne-am trezit toți în Europa, cu omuleții verzi care au ocupat o întreagă peninsulă. La fel au încercat și aici și... De data asta n-a mai fost același lucru. Și-a făcut datorie. Domnilor și domnilor, vă invit acum să urmăriți câteva mărturii pe care le-am strâns împreună cu Mihai Florea, colegul meu operator care m-a însoțit în luna martie în Mykolaiv. Este vorba de femei care au reușit să fugă dintr-un sat ocupat de forțele ruse și au primit ajutor de la Crucea Roșie din Mykolaiv. Там дуже страшно. Каждый день бублять, это уже две недели. Мы не спим. Хочем и любим свою страну, но нам очень тяжело, у нас дети. У меня трое детей, одному 4, другому 14, а другому 22. Она у меня уже дочь работала с моим мужем. Мы не спали две недели, мы так с передышками, потому что постоянно бомбят эти грады. Эти как будто бомбы на нас летят, у нас заводы горят. У нас приехали русские. Их национальность была не русская, конечно, а бурята. Они нас всех загнали в подвал, проверили всех телефоны. Правда, отдали. Поразбивали нам машины, порастреливали колеса, двигателя. Понагаживали, что могли, все магазины наши обокрали, конечно. Забрали продукты, генераторы. Слава Богу, нас не обидели в том, что не было такого насилия от них. Не было, не. Танки, БТРы стоят с дулами напротив детей, вот так вот в окна. How is the life there? Ни воды, ни света, ни газа, ничего нет. Отключено. How did you escape? Нам помогли солдаты. Военные, наши. Нам останавливают машины, потому что у нас там
блокпосты, мы попросили солдатиков, и мы четыре машины переезжали все частично, у нас 9 человек. Машина Красный Крест перевозила. Сильно стреляют и за детей страшно. У меня просто вот маленькая дитина и еще год и месяц. Поэтому за детей страшно. Я не хочу уезжать. Я выросла, родилась. А у нас получается трехэтажный дом идет. Ну сильно вот бахает, дом дрожит просто. Ну очень страшно. Мы выходим просто все на коридор и ну под стенку стоим, потому что ну дитину я беру на руки и так стою. Așadar, o situație extrem de dificilă în unele zone din sudul Ucrainei. Am vorbit despre Mykolaiv și avem o contraofensivă, domnule general, în Herson. Orașul este ocupat în acest moment de forțele ruse, însă ucrainenii spun că în momentul în care vor primi armamentul de care au nevoie, vor reuși să-i îndepărteze și mai mult, să împingă militarii ruși dincolo de Herson. Da, ucrainenii încearcă acest lucru. Din păcate este foarte greu pentru că rușii au masat foarte multe forțe, categorii de tehnică militară și militari, și raportul de forțe este net superior rușilor. Și faptul că folosesc în mod extensiv artileria, toate sistemele de rachete de care ați vorbit mai înainte, plus rachetele cu bătaie lungă care le trag inclusiv din Marea Azov sau Marea Neagră. Asta arată că rușii preferă să, cum spunem noi mai peiorativ, să toace mărunt fiecare metru pătrat de teren înainte să-și expună militarii pentru acțiuni ofensive. Și am văzut câteva referiri la un pod strategic pentru ruși de data aceasta, care este vizat de forțele ucrainene. Explicați-ne dumneavoastră despre ce e vorba. În urmă cu câțiva ani, Putin a deschis, a inaugurat cu mare fast un pod care leagă peninsula Crimeea de teritoriul Rusiei și pod care permite și transportul feroviar și transportul auto, și pe unde se bănuiește că foarte mult din producția de cereale a Ucrainei este furată și transportată în Rusia spre porturi rusești pentru a fi ulterior exportată. Și am văzut și un raport, de fapt o idee a statului major al apărării ucrainene, care se gândește serios să distrugă acest pod. De 18 km. 18 km lungime. I-a costat pe ruși foarte mult să-l construiască și constituie o țintă de nivel strategic, de importanță strategică, care ar putea încetini atât aprovizionarea, într-un sens, cu muniție a forțelor rusești, cât și extragerea de produse agricole, în general, din silozurile ucrainene. Acum să spunem că purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că au fost luate toate măsurile pentru securitatea acelui pod. Un pod pe care, să subliniem, rușii transportă efective, armament și din partea cealaltă, dinspre zonele controlate de ei din Ucraina, aduc către Rusia tot ce prind de acolo. Am văzut și de la frigidere, televizoare și este normal pentru ruși să-l considere un pod de importanță strategică și cu siguranță au luat măsuri de apărare antiaeriană și poate chiar și subacvatică. Un asemenea pod, o asemenea lucrare de artă nu se poate distruge cu una, cu două. Îți trebuie fie niște sisteme cu bătaie mare, și dacă mă uit la distanța față de teritoriul ucrainean, ucrainenii nu prea au sisteme cu care să-l distrugă, fie acțiunea forțelor pentru operații speciale, sub apă, care să încerce să monteze încărcături, însă este puțin probabil să reușească în felul ăsta, pentru că pentru distrugerea acestui pod ar trebui câteva tone de exploziv și să duci câteva tone de exploziv în zonă
e complicat, fără să te vadă rușii. Și avem o hartă, rog regia să o afișeze cu locurile cu unde se duc cele mai grele lupte și avem de asemenea, domnule general Crăciun, o operațiune specială a Serviciului de Informație al Ucrainei. Astăzi am aflat despre ea, a fost în Kiev, Harkov, Odessa, Zaporizia și Vinița. 19 presupuși agenți ruși arestați. Și nu se întâmplă numai astăzi. Nu se întâmplă încă înainte să înceapă acțiunile, deci acum mai bine de 110 zile, când agentura rusească a fost fie arestată, fie blocată, pentru că să nu se mai repete scenariul de 8 ani din peninsula Crimeea, când organele statului ucrainean nu au funcționat, granița a fost permisivă, permeabilă, aș putea spune, că s-au trezit cu 30.000 de omuleți verzi peste noapte, așa spus, peste noapte, și care au ocupat peninsula Crimeea. Revenind la situația frontului, sunt în continuare lupte la Iuzum, la Popasna, Severodonetsk, acolo e cea mai dificilă situație în est. În continuare cel mai dificil și care ucrainenii se apără așa cum trebuie, însă nu mai dispun de muniție și, cum am spus și anterior, raportul de forță este net superior rușilor, din punctul ăsta de vedere. De asemenea, au fost bombardamente și în Harkov zilele trecute. Deci, unde vedeți pe hartă acele cercuri roșii, acolo sunt cele mai grele lupte în acest moment. E normal să lovească Ucraina. Rușii și Harkovul, deși Harkovul, datorită acțiunii forțelor terestre ucrainene, a fost scos de sub bătaia caliberelor mai mici. Și este în continuare sub bătaia rachetelor de croazieră sau a rachetelor operativ-tactice rusești. Avem o declarație a unui general britanic care spune că poate rușii vor înregistra la nivel tactic în continuare câte un avans, însă la nivel strategic ei au pierdut războiul. Bine, englezii au și o expresie pentru asta, se cheamă wishful thinking, adică o gândire cam ce aș vrea eu să se întâmple. În opinia mea, aprecierile britanicului sunt un pic exagerate. Nu trebuie desconsiderată Rusia. Rusia rămâne, chiar și acum, când a tocat o parte din puterea sa de luptă, cam 30% se estimează că este diminuată puterea de luptă a armatei ruse, totuși este o putere de luptă considerabilă. Mai degrabă decât să spunem că a pierdut, în opinia mea, ce vedem cu roșu, fie că e cu negru sau simplu așa, rămâne cu roșu, unde a pus rusul o pinca, cum spunea cizma, nu mai pleacă și deocamdată situația economică a Ucrainei nu le permite mare lucru, nu poate să-și exporte produsele agricole. Deci, deocamdată, că ne place, că nu ne place, rușii au cucerit foarte mult, foarte mult din teritoriul ucrainean. Au cucerit. Totuși, ucrainenii au arătat cât de puternici sunt, cât de eroic luptă și să sperăm că vor reuși totuși să-i alunge cu totul pe ruși. Da, să sperăm că vor... Lor, pentru că bine este că... spre binele tuturor și pentru securitatea întregii Europe. Văd că și la conducerea națională a Ucrainei, văd și pe primarul din Mykolaiv, sunt încrezători în victorie și asta e bine, au un moral bun pentru că au văzut că rușii nu sunt cei pe care îi vedem, spre exemplu, la parada de 9 mai. Acele tancuri frumoase, vopsite și răzvopsite, toți soldații zâmbitori. E multă rugină acolo. E multă rugină și realitatea crudă și pentru ruși a fost că imaginea armatei Rusiei a ieșit șifonată. Însă, per total, au încă rezerve și resurse să continue. Sunt cu siguranță și forțe speciale angrenate pe câmpul de luptă. Știm că armata ucraineană, forțele sale speciale au fost antrenate de trupe americane, de trupe britanice, așadar au un alt nivel de pregătire. Da, un nivel de pregătire mai bun, însă oricât de buni ar fi luptătorii în domeniul acesta... Cele trebuie, în primul rând, sunt informațiile și aici
ucrainenii au obținut niște rezultate cu totul și cu totul notabile. Au folosit cu extrem de mult succes platformele de conexiune la internet folosite de Elon Musk prin acea rețea de sateliți. Lucrul ăsta le-a permis să aibă comunicații instantanee și au inventat niște aplicații prin care, spre exemplu, piesele de artilerie trag în țintele unde au acces mult mai ușor, adică au scurtat niște căi standard, s-au modernizat, sunt echipați bine și dacă ai și informații, poți să lovești pentru forțele speciale, poți să lovești o țintă dacă ai informații corespunzătoare. Luăm exemplu generalilor ruși care au fost scoși din luptă, fie cu arme cu lunetă, fie cu alte sisteme, fie cu bombe, pentru că generalii ruși au folosit telefoanele mobile, au fost deconspirați, au fost goniometrați, li s-a stabilit poziția, li s-a pus o etichetă electronică pe locația respectivă și au fost scoși în luptă de forțele pentru operații speciale ucrainene. Ucraina, dar nu doar ea, ci și Republica Moldova, aceste două țări au primit o veste foarte, foarte importantă din partea Comisiei Europene. Vă invit să urmărim declarația săptămânii. Turning to Moldova, our assessment goes broadly into the same direction as for Ukraine. We therefore also recommend that Council grants Moldova the European perspective and candidate status on the understanding that the country will carry out a number of further important reforms. In the recent past, Moldova has taken a decisive step towards reforms with a clear mandate from its citizens. It is on a real pro-reform, anti-corruption and European path for the first time since independence. Ukraine, before the war, had already embarked on its way towards the European Union. For 8 years now, it had already been gradually moving closer to our union. As you know, we have the association agreement since 2016, and with that, Ukraine has already implemented roughly 70% of the EU acquis, that is the rules, the standards and the norms. Așadar, vești foarte bune pentru Ucraina și Republica Moldova. Erau așteptate, vom vedea și decizia finală. Eu cred că va fi pozitivă. Și, de asemenea, președintele Iohannis, cel al Franței, cancelarul german și premierul Italiei au fost la Kiev, unde s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Au călătorit cu trenul, au vizitat mai multe zone bombardate și au discutat, domnule general, noi modalități de a sprijini Ucraina pentru a câștiga războiul declanșat de Rusia, o agresiune rusă premeditată, nejustificată, neprovocată și ilegală. Și avem o parte din declarația președintelui României în momentul în care a fost la Irpin și a văzut acea zonă bombardată teribilă, a aflat despre crimele de război de acolo. Este altceva când vezi acolo. Așa este și probabil că rolul acestor vizite este și pentru ca liderii europeni, liderii mondiali, că nu sunt numai europeni, să se documenteze asupra realităților războiului și a situației din teren și pentru a vedea cu ochii lor, că altfel percep, toate ororile pe care armata rusă le-a produs în teritoriile ocupate. Când vorbim la televizor e una și când mergem și călcăm cu pasul și vedem cu ochii noștri și simțim mirosul și vedem pierderile de vieți omenești, atunci înțelegem cu adevărat cruda realitate a unui război. Și de asemenea, înainte de a ajunge la Kiev, președintele Franței Emmanuel Macron a fost în România, alături de Klaus Iohannis au mers la baza de la Mihail Cogălniceanu și acolo, domnule general, au discutat despre faptul că Franța conduce grupul de luptă NATO din România, deci practic în
jur de 500 de militari francezi formează structura principală a acestui grup de luptă și vă invit, doamnelor și domnilor, să urmărim acele declarații. Această deplasare intervine într-un context grav pe care îl cunoaștem cu toții, războiul de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei, care se desfășoară aproape de aici, foarte aproape de aici. Soldații francezi care participă, începând cu data de 26 februarie, la reasigurarea României, am hotărât această desfășurare în data de 19 ianuarie pentru a aduce mărturie de plină solidaritate a Franței față de aliații săi europeni în fața amenințărilor privind securitatea noastră comună. Și mulțumesc României că a acceptat ca Franța să-și asume responsabilitatea de națiune cadru a NATO pe teritoriul său. Este un semn de încredere care reflectă că avem un parteneriat strategic solid. Vă mulțumesc pentru prezența militarilor francezi în România și pentru asumarea de către Franța a calității de lider al grupului de luptă NATO din țara noastră, a cărui operaționalizare cât mai rapidă reprezintă o prioritate de prim rang. De altfel, un loc aparte în discuțiile noastre l-a avut pregătirea summitului NATO de la Madrid, care va adopta decizii esențiale pentru viitorul alianței și pentru securitatea noastră comună. România nu este pentru Franța o țară ca oricare altă. Alianța dintre țările noastre se bazează pe o prietenie de două secole. Am evocat acest lucru împreună și de mai multe ori, în fața unor crize grave care amenințau securitatea sa, România a putut să conteze pe fraternitatea Franței. Și sunt mândru astăzi că împreună astăzi continuăm această tradiție istorică. În baza de la Mihail Cogălnicianu, sunt în continuare vizite foarte importante. Eu mă bucur că, uitați, a venit președintele Macron, a venit astăzi și regele Belgiei. Asta arată, pe de o parte, că Franța s-a hotărât să devină nu numai vârf de lance la nivelul Uniunii Europene, ci și la nivelul Alianței Nord-Atlantice, comandând și conducând acest grup de luptă pe teritoriul României, pentru că trebuie să recunoaștem, în ultimii ani, până la începerea acestui război, Franța nu a avut așa o postură și un interes deosebit pentru România, pentru flancul estic, pentru partea asta de Mare Neagră și pentru situația în care se găsește alianța în flancul estic al ei. Ceea ce acum s-a schimbat. Ceea ce acum s-a schimbat, a venit, a văzut, a fost și în Ucraina, a declarat că ne va sprijini pentru a face și proiectele de transport grâne și alte produse pe care Ucraina dorește să le exporte folosind, spre exemplu, fluviul Dunărea, capacități de încărcare, descărcare. Deci Europa și Franța este lider pe 6 luni în perioada asta Uniunii Europene, a luat aceste măsuri economice și militare pentru a sprijini la maximum posibil Ucraina. Militarii așadar mereu la datorie și vedem cât de important, mai ales în aceste zile, este să avem o armată foarte bine pregătită, dar și foarte bine dotată. Și să nu uităm că văd că nici liderii europeni și liderul României, președintele Iohannis, nu uită. Să mulțumim că în momentul în care noi vorbim aici, ne urmărește România, o parte din români, îmbrăcați în uniformă sau nu, sunt la datorie, fie la ecranul unui radar, fie într-un transportor, fie la bordul unei nave, fie la bordul unei aeronave, fie chiar sub apă și sunt la datorie și veghează. Acești oameni există, își fac datoria și ca noi să putem vorbi în siguranță, atât noi, România, cât și toate țările Alianței Nord-Atlantice, trebuie să mulțumim acestor militari care sunt la datorie în aceste momente și vreau să o facem împreună cu acest prilej. Domnule general, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, noi ne vom revedea peste 2 săptămâni în direct din Ucraina pe data viitoare.